vrea în această dimineață să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, cu toate că vă spun drept asta, sunt foarte îngrijorat, trebuie să mai predic încă în două biserici. Asta o făceam când eram mai tânăr. Nu știu cum o să mă descurc astăzi, dar Domnul să-mi dea putere să rezist până la capăt. Am găsit un verset care aș vrea să-l citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Este practic a doua predică pe care Petru o ține după Rusalii, după coborârea Duhului Sfânt. În a doua lui predică, predica aceasta este de fapt declanșată de o minune pe care o face Dumnezeu prin Apostolul Petru și Ioan când mergeau la templu, la ceasul rugăciunii, și un olog din naștere cerșește, așa cum făcea de obicei în fiecare zi. Petru și Ioan spun, noi nu avem bani să-ți dăm, nu avem aur și argint, dar avem ceva care probabil o să-ți folosească. În numele lui Hristos, scoală-te și umblă. Minunea asta a stârnit o furtună cu adevărat în întregul Ierusalim. Nu numai în rândul oamenilor, dar mai ales în rândul popilor, în rândul preoților, în rândul oamenilor religioși din timpul acela. Petru s-a simțit obligat să dea o explicație la ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu voia cu niciun chip să asume asemenea puteri sau, dacă vreți, capacități și să dea credit lui Dumnezeu, pentru că singurul care face minuni este Dumnezeu. În cuvântarea lui, el spune însă, în versetul 19, un lucru de care eu aș vrea în această dimineață să mă leg de el, de afirmația aceasta, și să găsim câteva modalități practice să-l trăim în viața noastră de fiecare zi. El spune așa, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Cu toții avem nevoie de vremuri de înviorare. Credința noastră este de așa fel că ea obosește. Noi devenim prea obișnuiți cu religia, cu viața noastră spirituală. Și adeseori orărim cu rugăciunea, cu cititul Bibliei, cu venitul la biserică, cu practicarea disciplinelor spirituale, practic. Și atunci, răceala aceasta care se lasă peste noi, așa, ne conduce la o nevoie stringentă de o înviorare spirituală, de o trezire spirituală. Foarte des se vorbește în bisericile noastre de trezire spirituală. Și fiecare dintre noi suntem de acord că avem nevoie de așa ceva, nu-i așa? Trezire pentru că credința noastră adoarme. Devenim comozi și adormim în credința noastră. Credința noastră doarme și avem nevoie de o trezire, să ne trezim. Noi avem un imn național care zice, nu, deșteaptă-te române. Nu știu dacă ăsta a mai rămas acum după intrarea în Europa. Poate vă schimbă și imnul europenii ăștia. Dar până și imnul ăsta ne spune că e nevoie de o trezire, să ne trezim. Pentru că vine așa o amorțeală peste viața noastră și vorba fratelui Codreanu, un mare păstor de la Timișoara, spunea că noi ne obișnuim cu religia așa ca și câinele fierarului. La început, când au sărit scânteii și a lovit ciocanul pe ilă, ăsta a sărit și a fugit scăunând. Pe urmă s-au obișnuit cu zgomotul, s-au obișnuit cu scânteile, și dormea liniștit sub ilăul fierarului. Mi-a plăcut așa de mult această imagine pe care el o folosea și mi-aduc foarte des aminte de ea atunci când vorbesc despre trezire. E nevoie de mult zgomot să se mai trezească un asemenea animal care s-a obișnuit cu zgomotul, s-a obișnuit cu scânteile. Așa cum ne obișnuim noi cu Dumnezeu, ne obișnuim cu religia, cu biserica, totul este cunoscut, totul este, eu știu, face parte din cotidian, din obișnuitul nostru, nu? Din murișca aceea, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă.
nu e nimic deosebit. Nu este nimic deosebit. E bine, atunci când se lasă amorțeala asta peste noi și adormirea aceasta, e nevoie să vină vremuri de înviorare de la Dumnezeu, să ne învioreze Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi așteptăm ca pastorii să producă asemenea înviorare și dăm vina pe fratele Liviu, pe alți păstori, domnule, ar trebui mai cu foc să predice mai cu foc, să strige mai tare, să bată cu pumnul în amvon sau cine știe ce să facă, să producă o trezire spirituală. Și învinovățim pe liderii noștri că nu produc o trezire spirituală. Iertați-i, dar nu pot să facă. Credeți-ne că dacă am putea noi să vă trezim, am fi făcut-o de multă vreme. Nu? Dar trezit se poate trezi numai fiecare în parte. Și trezirea începe de la fiecare dintre noi. Și în dimineața asta aș vrea să vă dau o rețetă așa foarte simplă, extrem de banală. Ce ar trebui să facem în mod practic ca să experimentăm o asemenea trezire spirituală? Cred eu că primul lucru ar trebui să devenim cu totul nemulțumiți de starea în care ne aflăm. Ar trebui să fim nesatisfăcuți cu noi înșine. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, versetul 24, spunea: O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Apostolul Pavel face aici o referire destul de subtilă la o practică pe care o făceau romanii în timpul acela. Legau deținuții doi sau trei de olaltă cu lanțuri și îi lăsau în fundul pușcăriei. Când unul dintre ei murea, de obicei îi lăsau acolo mort lângă aia alții. Și te trezeai legat de un trup mort, de un mort pe care îl târai după tine. Expresia aceasta este teribilă, este îngrozitoare. Apostolul spune: cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trag după mine o mortăciune, un mort. Imaginea este absolut macabră, dar este strigătul omului disperat care vede cum firea lui pământească, natura lui omenească, îl ține legat de pământul acesta, de putregaiul acestei lumi. Știți că mulțumirea de sine este dușmanul ucigător al oricărui progres spiritual. Când ai ajuns să spui: a, eu sunt pocăit, eu sunt de treabă. Am avut pe cineva o cunoștință care spunea, era foarte bogat și întotdeauna spunea: mă, eu trebuie să fiu foarte pocăit de Dumnezeu, m-a binecuvântat așa de tare. Mi-era groază să-i spun, că știam că nu rezistă la o discuție așa între bărbați, să-i spun că de obicei bogățiile nu sunt o binecuvântare, ci sunt o pedeapsă de cele mai multe ori. Și că bogăția care o are el nu reflectă deloc spiritualitatea lui, ci mai degrabă lipsa lui de spiritualitate. Nu a trecut mult timp când a văzut multă lume mizeria și trupul de moarte pe care îl târa după el. E o ciudățenie în lumea asta. Fiecare dintre noi suntem foarte nemulțumiți de lumea de aici. Nemulțumiți de salar, de, eu știu, de copii, de nevastă, de mașină, de casă, de societate, nu de partiduri la conducere. Zilele trecute am fost la doctor, am un doctor român și acum, de când sunt pensionar, sunt obligat să mă duc o dată pe an, cel puțin, la el. Doctorul a pus stetoscopul ăla și mi-a ascultat inima și zice: domnul Lascău, aud un murmur. Zic: domnul doctor, nu te lua după asta, că asta murmură de când mă știu eu. Nimic nu-i place. Nu te lua după ea. Inima noastră tot timpul murmură. Vrem o mașină mai mare, casă mai grozavă, mai mulți bani, mai sus pe scara socială. Nu știu dacă e foarte rău treaba asta.
E foarte rău când suntem nemulțumiți de lumea de asta, de aici, și suntem mulțumiți de viața noastră spirituală. Începem să fim mulțumiți de pocăința noastră și să fim nemulțumiți de lumea în care noi trăim. Și ar trebui să fie exact invers. Apostolul Pavel spune, am învățat să fiu mulțumit în orice situație. Bogat sau sărac, sătul sau flămând, aplaudat sau bătut. Că asta i s-a întâmplat foarte des Apostolului Pavel. Zice, eu sunt obișnuit, m-am obișnuit cu toate lucrurile astea și sunt mulțumit de viața asta pe care o duc eu. Ori, în partea aceea spirituală, zicea el, vreau mai mult, mă avânt, mă arunc spre cele spirituale. Iată că în viața noastră de fiecare zi suntem tot timpul tentați să fim nemulțumiți de bunurile pământești și avem tendința să fim mulțumiți de spiritualitatea noastră. Și asta este un lucru foarte rău. Un om mulțumit cu religia lui va muri în religia lui, să știți. Eu am întâlnit oameni care spun foarte clar, eu știu, și spune un titlu unei religii, catolic, ortodox, eu știu, pentecostal, dacă vreți, și vreau să mor așa. Da, bine, așa o să mori. Ar trebui însă să mori mai sfânt, mai bun, mai aproape de Dumnezeu. Să vrei ceva mai mult decât ești acum în cele spirituale. În limba engleză există o expresie extraordinar de interesantă, spune, cerul este limita. Să știți că în ceea ce privește viața noastră spirituală, cerul este limita. Putem crește nelimitat. Dar ca să crești, nu trebuie să faci puține eforturi. Trebuie să citești mai multă Biblie, să te rogi mai des, să te apropii mai mult de Dumnezeu și să faci un pic efort în direcția asta. Să fii nemulțumit de starea în care te găsești. Prima condiție pentru o trezire spirituală este să constați că ai nevoie de ea. Că altfel, dacă consideri că este totul bine, totul ok, o să rămâi așa cum ești. Un al doilea lucru ar trebui să urmărim o transformare radicală a vieții. Mulți dintre noi, când auzim de trezire spirituală, avem impresia că noi am avea ceva nevoie, e adevărat, dar un pic de îmbunătățire pe aici colea prin punctele esențiale. Nu? Măi, să cântăm mai cu inimă. Domnul să binecuvânteze corul, Sanda, mulțumim foarte mult, ați cântat absolut extraordinar. Dar să nu credeți că dacă o să cântați mai tare, eu știu, asta este trezire spirituală. Eu știu, dacă te rogi mai tare, dacă, eu știu, faci ceva mai mult decât ai făcut până acum. Tu ai nevoie printr-o trezire spirituală, ai nevoie de o transformare radicală a vieții pe care tu o duci. Și transformarea asta radicală nu este ușoară, nu este simplă. Eu am lucrat foarte mult în construcții. Și aici în România, dar și în America, n-am vrut să uit meseria asta. Și am auzit fraza asta de multe ori. Zice, mare lucru nu trebuie. Pe aici, pe acolo, a făcut câte ceva, un pic de zugrăveală, mai pardoseală un pic îmbunătățită, nu? Când mă uitam cu ochiul de specialist, de inginer la treaba asta, mă spunea, domnule dragă, asta știi ce trebuie? Demolat tot până la fundație și făcută din nou dacă vrei să iasă ceva din asta. Din gunoiul ăsta nu se poate cârpi pe aici colea câte ceva. Uneori avem nevoie nu de reparații, ci de o demolare puternică și o reconstrucție de la bun început. Roagă-te lui Dumnezeu și urmărește o asemenea transformare radicală. Nu te obișnui cu lucruri puține. Cineva a spus că toate experiențele timide poartă de la început eticheta eșecului, mai ales în domeniul spiritual. Oamenii lui Dumnezeu de obicei au zis, Doamne, dăm totul sau nimic. Au fost oameni care au spus, Doamne, dăm Scoția sau mor, ca și John Knox, de exemplu. S-au dus la Dumnezeu și au preferat să ia măsuri radicale atunci când s-au rugat pentru ceva.
Trebuie să-ți pui tot sufletul și toată dorința ta după Dumnezeu pentru o transformare radicală. Trezirea trebuie să vină de la mine, de la tine, nu de la ceilalți. Roagă-te lui Dumnezeu să aibă loc o asemenea dorință înfocată a inimii tale pentru o transformare radicală a vieții în care trăiești. Sfatul numărul 3. Caută cărările știute ale binecuvântărilor. Când Corneliu, strămoșul nostru roman, care s-a întors la Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 31, i s-a spus: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Romanul ăsta a știut să facă două lucruri care a crezut el că sunt foarte importante. A știut că dacă face asta, te binecuvântează Dumnezeu. Se ruga și dădea milostenie la alții. Probabil că atât a cunoscut el din toată religia creștină de care auzise până atunci. Să se roage lui Dumnezeu și să facă milostenie. Ei bine, cărările astea ale binecuvântărilor, chiar dacă au fost numai două, erau cunoscute și l-au dus pe Corneliu la o trezire spirituală, la o transformare radicală a vieții lui. Nu trebuie să știi foarte multe lucruri, dar pe alea care le știi să le faci, nu? Haideți să ne aducem aminte de lucrurile alea care ne-au adus la Dumnezeu. Nu? Ce s-a întâmplat în primii ani întoarcerii noastre la Dumnezeu? Să ne aducem aminte de râvna aceea, de dragostea aceea care am avut-o. Am făcut ceva atunci, nu? Am umblat pe niște cărări care ne-au dus la binecuvântare. Eu mă aduc aminte de timpul acela când în mijlocul unor colegi care erau atei și necredincioși, nu puteam să mă rog, dar puteam să-mi scriu rugăciunile, că ăștia nu știau ce scriu eu. Și am început să-mi scriu rugăciunile, stăteam și mă rugam în scrisul lui Dumnezeu, că asta era situația în care eram, nu? Nu-i de mirare că mai târziu m-am apucat de scris, pentru că dacă îi scrii lui Dumnezeu, încep să-i scrii și oamenilor, nu? După un timp. Mi-aduc aminte de zilele acelea, de nopțile acelea când mă rugam acoperit cu pătura, nu? Știți bine lucrurile de care vorbesc. Fiecare avem asemenea experiențe. Serile acelea în care alergai la rugăciune și chiar dacă trebuia să mergi până la capătul orașului, te duceai. Aduceți-vă aminte de cărările alea care v-au dus la binecuvântare. Căutați-le, mergeți din nou pe ele. Încercați-le din nou și veți vedea că lucrează. Cum au lucrat pentru părinții noștri și pentru noi înșine, când ne-am întors la Dumnezeu, să lucreze și acum. Nu aștepta cine știe, să creeze cineva ceva, atmosferă mai specială, mai deosebită. Și alea sunt bune, eu nu le neg. Dar du-te pe unde ai mai fost. Fă ceea ce ai mai făcut. Ai experiență deja acolo. Îl vei găsi pe Dumnezeu. Te va transforma Dumnezeu. Umblă pe cărările acelea. Ai mai fost pe ele. Numărul 4. Pocăiește-te cu adevărat și total. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, spune Apostolul Petru, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină vremurile de înviorare. Iată, pocăința este un fel de condiție a vremurilor de înviorare. Nu te grăbi. Graba duce la experiențe superficiale. Cred că orice om serios, dacă stă înaintea lui Dumnezeu așa cu o foaie albă de hârtie și un creion, ar avea ce scrie, ce motive de pocăință găsește în viața lui. Că, Doamne, multe avem. Eu regret că noi nu avem obiceiul acesta și ar trebui să-l avem, al mărturisirilor, al confesiunilor. Alte religii mai istorice au o cutie acolo, așa, unde stă un preot și credinciosul se duce și spune: Părinte, iartă-mă că am păcătuit. Și începe să spune păcatele care le-ai făcut. Acum, la noi este foarte riscant că unii știu
păcatele noastre mai multe decât le-am făcut noi, nu? Am avut odată pe cineva care m-a amenințat că scrie o carte despre păcatele mele și a zis, măi, bună ideea, treci pe la mine că îți dau eu o listă, că eu cunosc mult mai bine treburile astea. Dar vreau să spun că Dumnezeu m-a iertat de păcatele astea, dar dacă tu vrei neapărat să ai o carte și să mai citești din când în când, treaba ta. Nu știu dacă îți folosește la ceva o asemenea chestiune. Dar dacă suntem serioși și vrem să ne pocăim de ceva, dacă stăm înaintea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte unde am greșit, unde am păcătuit. Și ar trebui să punem pe listă, dacă nu mărturisiți altora, mărturisește-le lui Dumnezeu și lasă-te de ele. Hotărăște să te lași de ele. Se spune despre Luther că avea obiceiul să meargă foarte des la duhovnic să se mărturisească, să-și mărturisească păcatele. La un moment dat, preotul s-a înfuriat pe călugărul ăsta care mărturisea niște păcate, domnule, care el nici nu considera că sunt păcate astea. Nu? Îi spunea, părinte, mi-a trecut prin cap nu știu ce idee și cred că nu e bună. Păi, dar zicea duhovnicul Luther, dragă, la toată lumea îi trece prin cap prostii, nu? N-are rost să vii cu ele, să mi le mărturisești, dar pentru Luther, inima și spiritul lui Luther era așa de apropiat de Dumnezeu și de sfințenia lui Dumnezeu, că orice lucru, orice gând, orice sentiment îi se părea păcat și voia să scape de ele. Luați un creion și o hârtie și pocăiește-te și pocăiește-te total. Noi avem obiceiul acesta să tolerăm păcatul în viața noastră și să fim extrem de exigenți cu păcatele altora. Știți care este diferența între un creștin autentic și un fariseu? Ăsta aici, aici este diferența. Fariseul ține evidența păcatelor altora și este extrem de exigent cu ceilalți. Ai călcat acolo, nu te-ai îmbrăcat așa, n-ai pus baticul nu știu cum. Ce să mă mai spun? Eu cunosc aici o istorie în biserica asta, încă mi-e groază să mai le spun, pentru că poate că mai sunt rude de ale celor așa. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Dar noi am pus la disciplină pe cineva odată în biserica asta pentru că se lega de toate surorile, că nu îi se păreau lui că se îmbălesc cum trebuie. Mă rog, asta era credința omului, dar când l-am prins că s-a furat câte 200-300 de lei la fiecare colectă, sfințenia aia era însoțită de niște fără de legi cumplite. Avea o tehnică specială, număra banii, scăpa câte 100 pe jos, se punea cu piciorul sub covor. Și cineva a văzut asta și am ridicat covorul. Întotdeauna suntem foarte exigenți cu păcatele altora. Aia nu se îmbracă, nu sunt pocăiți, nu sunt așa și pe dincolo. Și suntem foarte îngăduitori cu mizeriile noastre, nu? O, s-a supărat rău când l-am prins că e păcătos, nu? Foarte rău s-a supărat. El credea că el e om cinstit, nu? Orice hoț e cinstit până l-a prins. Faceți un efort. Pocăiește-te total și cât mai repede posibil, cu adevărat. Numărul 5. Trebuia să nu știu când plecați, dar eu trebuie să fug la altă biserică. O să mă grăbesc să termin ceea ce vreau să spun. Fă reparații și restituire acolo unde se mai poate. Încearcă să repari ce ai stricat. Tot la doctorul ăsta la care mă duc eu, îmi dă tot felul de sfaturi. Să mă duc nu știu unde, să-mi fac control nu știu pe unde și totdeauna spun, doctore, nu repara nimic care nu-i stricat. S-a stricat, mergem să reparăm. Nu e stricat, lasă-l în pace, domnule. Nu reparăm ceva care nu s-a stricat. Okay? Noi știm bine că am stricat o serie de lucruri în viața asta. Vreau să vă mărturisesc și nu mi-e ușor. Eu am plecat
am plecat de la biserica unde sunt acum angajat evanghelist, după ce am slujit păstor 10 ani. Și n-am plecat în condiții prea frumoase, pentru că uneori frații nu se știu purta fain. Am plecat extrem de răniți. Și Dumnezeu ne-a dat harul și ne-a dat și puterea să ne întoarcem înapoi la biserica aceea, să ne reparăm rănile care există. Cred că a fost unul dintre cele mai grele lucruri care eu le-am făcut în viața mea. Domnul a vorbit soției mele că trebuie să ne întoarcem acolo și eu am zis, asta nu e de la Domnul. Domnul nu-mi cere mie să mă duc la ăia care au făcut așa, 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 așa și aveam o listă mare, tot ce au făcut cu mine. Dar ne-am dus. Ei aveau nevoie de iertarea mea, dar și eu aveam nevoie de iertarea unora dintre ei. Și a fost un proces din acela de vindecare extraordinar. Și mă bucur foarte mult că l-am făcut. Sunt lucruri care se mai pot repara. Unele nu se mai poate deloc. Sunt oameni pe care i-am călcat în picioare sau i-am jignit. I-am furat probabil de demnitatea lor, care au plecat la cele veșnice și nu mai putem face nimic. Dar unele lucruri se mai pot face. Vezi ce se mai poate face și repară dacă se mai poate face. Da un telefon, fă o vizită, spune, pare rău, cereți iertare, trimite înapoi, dacă se mai poate. Un frate păstor de la Sebiș îmi povestea că într-o zi a primit o scrisoare și în scrisoare era 100 de lei. Scrisoarea era foarte simplă, spunea, frate de rău, așa-l chema, acum 35 de ani am fost în armată împreună. Într-o noapte cineva ți-a furat pătura și ai suferit de frig toată iarna aceea. Eu am fost ăla. M-am pocăit și îți trimit 100 de lei. Cred că atâta costă o pătură. Nu? Wow! Este un lucru fantastic, nemaipomenit. Cineva acum, după atâția ani, a vrut să repare ceva. A fost un vameș. Ăștia erau hoți de profesie, domnule, specialiști în domeniu. Când s-a întors la Dumnezeu, a zis că jumătate din averea de la săraci, dă înapoi de 4 ori mai mult dacă fura de la cineva ceva. Înseamnă că ăsta avea resurse serioase dacă făgădui de 4 ori, nu? Dacă vreți să câștigați bani, nu jucați la tombolă sau la loto sau eu știu, dați bani împrumut unui hoț din ăsta care se pocăiește. Vă dă de 4 ori înapoi. Este un lucru fantastic să repare, să încerci să repari ceea ce ai făcut rău. Fă tot ce poți să ajungi la reconciliere, la împăcare. Îndreaptă ceea ce se mai poate îndrepta din lucrurile care le-ai strâmbat. Numărul 6. Încearcă să-ți acordezi viața după cuvântul lui Dumnezeu. Citește-l în fiecare zi și vei descoperi în fiecare zi ceva de îndreptat în viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu este un fel de oglindă în care ne vom vedea ăia adevărați care suntem. Și oglinda aceasta ne va ajuta să ne punem de acord pe noi cu Dumnezeu, cu ideile lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască viața noastră, cum să fie viața noastră. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiul lui Dumnezeu. Romani 8:14. Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi spre o trezire autentică. Ascultă îndemnurile. El te va învăța ce să nu mai spui, ce să nu mai faci. Te va învăța ce trebuie făcut, unde să te duci, cum să te porți. Îți va modifica viața. Înflăcărează darurile Duhului Sfânt care sunt în tine. Și roagă-te prin Duhul Sfânt. Lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt care te va
călăuzi în mod indiscutabil spre o trezire autentică. În concluzie, sfatul meu este să încercați să fiți proactivi, să nu așteptați să facă alții ceva. Cel care vrea o trezire spirituală nu este în așteptarea să vină o trezire spirituală, ca într-o gară, vine un tren, un tramvai numit Speranță, cum spunea cineva în România mai de mult. Aștept să vină un tramvai numit Speranță. Fă ceva, fii proactiv, nu aștepta făcând nimic. Întreține focul dorinței după Dumnezeu. Citește Scriptura mai mult, roagă-te mai mult, du-te împreună cu frații. Caută părtășia celora care doresc trezire ca și tine. Dacă te duci tot cu ăia care vorbesc numai politică, critică pe ăia din guvern, pe primar, apropo de asta, am văzut cu soția un reportaj despre fostul dumneavoastră primar și lucru care m-a impresionat cel mai mult este că omul ăsta care a făcut așa mult bine pentru acest oraș a fost extrem de criticat. Și m-am bucurat că a rezistat la critica asta. Dacă nu ai o motivație mai înaltă decât critica ce ți se aduce, vei ceda. O trezire spirituală merită toate eforturile. Merită să confrunți pe toți bârfitorii și toți criticii. O să spune că ești fanatic, că ești, eu știu, învechit, că ești lipsit de modernitate, nu? Și ce dacă? Apropierea ta de Dumnezeu merită toate eforturile și toate suferințele în același timp. Mă rog ca Domnul să ne dea o trezire spirituală autentică, fiecăruia dintre noi. Și atunci când o să ne trezim, o să se trezească și ceilalți din jurul nostru. Aici, pe băncile astea din biserică, a venit într-o zi inspectorul Melenco. Era inspectorul cultelor. S-a pus lângă niște frați, acolo în timpul orei de rugăciune. Frații se rugau cu râvnă și chietroiul ăsta, cum s-a exprimat un frate, nu se ruga deloc, domnule. Și ăsta a tras un cot, un frate, și zice, rogă-te, mă! Rogă-te, mă! Atunci când va veni trezirea, și chietroii ăștia din jurul nostru o să înceapă să se miște și ei, o să înceapă să se trezească și ei. Pentru că trezirea vine de la Duhul Sfânt și vine de la fiecare din noi și Domnul să ne ajute. Amin.